Este vorba despre un forum dedicat psihologilor sportivi. Se adresează specialiștilor din cadrul colectivelor tehnice, dar nu numai. Am văzut și antrenori din loturile olimpice azi aici și spre plăcuta surprindere a mea am văzut și sportivi din loturile olimpice, Marian Drăgulescu, Bianca Pascu de la scrimă. Înseamnă că utilitatea și interesul acestor workshop-uri sunt foarte importante pentru sportivi, pentru antrenori și vom continua pe această linie. La noi la scrimă e foarte important partea psihologică, cred că se pune prea puțin accent pe această latură și eu am venit că sunt foarte interesată, să zic așa, de partea psihologică și sperăm să aflăm chestii cât mai multe și noi și interesante și benefice pentru noi. Mă bucur când vin și au loc astfel de evenimente. Mai avem și noi cunoștință cu ce se întâmplă, să zic, în spatele ușilor în ceea ce privește pregătirea și în afara țării noastre. Așa că sunt deschis să aflu lucruri noi care mă pot ajuta și ne pot ajuta să fim mai performanți. That you can have a very good perspective in the new Olympics, and you are doing a very good job also here in the Olympic Committee. I know that you are inviting many foreign people to show their experience. I remember that in September Paul Willemann was here, and now the three of us from the European Federation of Sports Psychology. So my experience in Italy with elite athlete sports is specifically in two or three disciplines, and I think that during this day I can give some insights that athletes and coaches can use here with the elite athletes.